În ultimele 24 de ore, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Au fost verificate chiar și în trafic peste 140 de mijloace de transport în comun. Polițiști și reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Polițiștii mehedințeni au continuat acțiunile de verificare cu privire la modul în care sunt respectate măsurile în contextul epidemiologic actual. Astfel, au fost verificate peste 1300 de persoane și controlate 45 de societăți comerciale. Au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 10.000 de lei. În trafic au fost controlate peste 140 de autovehicule. Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Totodată, evenimentele private de tip nunți, botezuri sau mese festive sunt interzise. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 1300 de persoane și controlate peste 45 de societăți comerciale. Au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 10.000 de lei.